Super, unde e bre, fata asta? Că vreau să o cer de nevastă. Oh my god, ce bine a stă părul. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod, după multă vreme. Nu sunt foarte consistentă în a face episoade, uite muța, care tot mai coboară. Am tot vrut să fac câte o rețetă nouă. Adică oricum a trecut Paștele și bănuiesc că v-ați săturat să tot mâncați ouă și poate vă e poftă de omletă. Așa că am zis că în episodul ăsta o să vă arăt cum se face o omletă vegană și aveți mai multe opțiuni, adică omleta se face cu tofu și puteți să o colorați fie cu turmeric, cumin, sau dacă sunteți fancy și aveți matcha, puteți să faceți omletă verde. Să puneți puțin pe tofu și se colorează și vă iese ceva mai special. Sau tot fel de legume, pisica mea aici, tot nu mă lasă în pace. Să filmez și eu ceva. Tăiți! Uite, te vede lumea. Dar aveți grijă de voi în continuare, în măsura în care se poate. Și eu am să încerc să fiu mai consistentă cu rețetele vegane. Am avut discuția asta acum câteva zile cu ceva amic
și îmi spunea că a fost vegetarian o perioadă, după care i s-a făcut rău și abia se ținea pe picioare și am zis că, ok, dacă vrei să faci dieta asta, cel mai bine ca să nu-ți dai șocuri la corp e să începi progresiv, adică să nu renunți deodată la carne, să renunți, nu știu, odată, prima dată la carnea de porc, carnea de vită, carnea de pui și apoi la final să renunțați la pește și apoi, abia apoi să treceți la o dietă vegetariană și apoi, după ceva timp în care vă luați toate suplimentele și astea, să încercați dieta vegană. Pentru că, na, bineînțeles că aș vrea ca toată lumea să fie vegană în măsura posibilităților, dar dacă tot vreți să faceți o schimbare genul ăsta în viețile voastre, măcar să o faceți în așa fel încât să nu vă afectați sănătatea sau să nu vă... sau să nu aveți după aia tot felul de povești în care vi s-a făcut rău sau v-a scăzut calciu sau mai știu eu. Pentru că, na, dacă chiar e, puteți căuta pe net ce fel de legume conțin calciu, care conțin fier, atunci e mai ușor să găsești tot felul, adică broccoli, năut, linte, cauliflower, cum se numește.